fiecare an, la data de 4 aprilie, cel mai înalt for de cultură din țara noastră, Academia Română, își serbează ziua de naștere în amintirea momentului din aprilie 1866, când prin decret al locoteneței domnești se înființează în București Societatea Literară Română cu scopul de a consolida conștiința națională, dezvoltarea culturii și științelor românești. Să nu uităm, ne aflăm la doar 7 ani de la unirea principatelor române, Moldova și Țara Românească, motiv pentru care românii aveau nevoie de un filon identitar puternic care să consolideze unirea din 1859. Puțin sunt cei care știu că cel dintâi președinte al Academiei Române a fost Ion Heliade Rădulescu, a cărui statuie se află amplasată la loc de cinste pe platoul din fața Universității București. Limba singură unește, întărește și definește națiunea, spunea Ion Heliade Rădulescu. Ocupați-vă de dânsa mai înainte de toate și nu veți face prin aceasta decât cea mai fundamentală politică. Veți pune fundamentele naționalității, mărturisea Marele Cărturar. Iar de cuvintele sale, ar trebui să ne amintim astăzi poate mai mult decât oricând. Nu întâmplător, principala misiune a societății era aceea de a stabili ortografia limbii române, de a elabora și publica dicționarul și gramatica limbii române, precum și tratatul de istoria românilor. Treptat, odată cu dezvoltarea științelor, Academia își va extinde arile de manifestare. În prezent, Academia Română îndeplinește, conform cartei, 3 roluri majore. Este for de consacrare, este un pilon important al cercetării, este participant activ în viața societății. Am onoarea de a-l avea astăzi invitat pe domnul academician Bogdan Simionescu. Domnule profesor, domnule vicepreședinte al Academiei Române, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, în mod inevitabil, v-aș întreba ce s-a întâmplat în acești ani privind evoluția Academiei Române în raport cu evoluția statului român. Dar nu pot ocoli faptul că în ultimii aproape 30 de ani un număr impresionant de români a părăsit România. S-a format practic o altă Românie în afara României. Un studiu recent arată că în caz de război doar 26% dintre români ar fi dispuși să-și apere țara. Iar învățământul, domnule profesor, cu permisiunea noastră, am să vă las pe noastră în calitate de dascăl să le evaluați. Da, mulțumesc pentru invitație încă o dată. Sunt foarte multe întrebări în ce ați spus dumneavoastră și am să încerc să răspund pe rând la ele. Întâi mă voi referi la Academia Română, la istoria ei. Deci, fondată în 1866, atunci când în toată Europa erau mișcări în care națiunile căutau să se regăsească, căutau să se unească, nu uitați că noi am fost înainte altora cu ceea ce numim în mod greșit Mica Unire, 1859, pentru că Germania s-a unificat în 1871, apoi Italia parțial, tot prin 1871, și-a terminat unificarea, de fapt, după primul război mondial. Deci noi am fost un fel de pionieri din punctul acesta de vedere. Dar uităm acest lucru. Uităm acest lucru și uităm foarte multe lucruri care ar fi în favoarea noastră, din păcate. Și apoi, evident, Academia a evoluat. Dacă la început au existat două secții, o secție de filologie, literatură, am spune noi astăzi, preocupată de dicționar, de gramatica limbii române, de limba română ca atare. Apoi, cea de-a doua, o secție de istorie și arheologie, pentru că și istoria și literatura erau, și limba română, lingvistica, dacă vreți, erau importante. Iar istoria ni se contesta atunci și uneori, din păcate, ni se contestă și acum. Și este rolul Academiei să apere istoria și să apere limba română. Apoi, foarte repede, au apărut alte secții. Întâi, ceea ce s-a numit secția științelor,
secția științifică, pentru că în secția științifică erau și geografia, și matematica, și geologia, și chimia, și fizica, toate științele. După care, în timp, științele s-au desprins și au făcut fiecare o secție proprie. Așa încât, în momentul actual, Academia Română are 14 secții. Ce este important, însă, înainte de a ajunge la momentul actual, a fost componența acelui grup minunat de 21 de oameni care au fondat Academia Română. Și ideea de unitate, unitate națională, a apărut încă de la formarea acelui grup, pentru că erau români din toate provinciile care erau locuite de români, respectiv Moldova, Țara Românească, Transilvania, Banatul, Maramureșul, Bucovina, Basarabia și românii din sudul Dunării, să spunem, din Macedonia. Deci, ideea de unitate a apărut de la început. Ideea de carte, de știință, de afirmare a apărut tot de la început, pentru că la câțiva ani numai după fondarea Academiei Române, Academia Română a realizat că are nevoie de o bibliotecă. Și s-a înființat Biblioteca Academiei Române, care există și astăzi și care este cea mai mare bibliotecă din România, mai mare decât Biblioteca Națională. Peste 16 milioane de repere sunt listate în Biblioteca Academiei Române. Nu întotdeauna vremurile au fost bune și prielnice. Am avut și ani care au fost foarte grei, de exemplu, în 1948 a avut loc o epurare și 113 membri au fost dați afară din Academie. O parte dintre ei au fost trimiși direct în închisori pentru că nu conveneau regimului, pentru că aveau un trecut care nu corespundea, pentru că gândeau diferit. O parte dintre ei au murit în închisori, o parte au trebuit să-și găsească slujbe mult sub pregătirea lor pentru a-și întreține familiile. Au mai trecut câțiva ani, o parte au fost reprimiți în Academie, dar alții, evident, au dispărut înainte de a se putea vorbi de o reprimire a lor în Academie. Academia mai are un rol care este mai puțin amintit, dar care nu este mai puțin important, aceea de formator de cadre, formator de cercetători, formator de oameni de știință, formator de oameni de cultură, prin școala doctorală a Academiei Române și prin exemplul pe care îl dau institutele Academiei Române. Academia are 71 de institute care acoperă practic toate domeniile de interes, toate domeniile culturii și ale științei. Și aceste institute sunt cotate nu de către noi, cei din Academie, ci de către evaluatori externi. Americanii, de exemplu, sunt mari amatori de statistici și ei consideră Academia Română drept cel mai important actor român pe scena științifică internațională. Evident, este un motiv de mândrie și pentru mine mai există un motiv de mândrie, oarecum particular, faptul că în un institut pe care l-am condus timp de 14 ani, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Ponei de la Iași, este primul pe lista Academiei din punct de vedere al prezenței și al recunoașterii în exteriorul țării. În ceea ce privește învățământul, da, este adevărat, învățământul peste tot, nu numai la noi, peste tot, în toată Europa și nu numai în Europa, și în Statele Unite. Uitați-vă ce se întâmplă cu cele 9, cred, universități din Ivy League din Statele Unite. Ce erau până acum 5-6 ani și ce sunt ele acum. E o diferență foarte mare. Aș spune chiar că învățământul din România, chiar dacă cu siguranță a coborât ștachetele și s-a transformat în ceva care nu este neapărat bun. O părerea mea este mult mai puțin decât bun, ceva care va fi plătit tot de noi peste 10, 15, 20 de ani, pentru că noi
clădim astăzi viitorul de peste 20 de ani, 30 de ani. Nu trebuie să uităm asta. Peste tot, deci, învățământul a scăzut. Există și motive obiective. Și am să vă dau unul singur. Suma de informații de care beneficiem acum și ritmul în care se succed aceste informații sunt infernale. Acum, practic, noi avem într-un singur minut mai multe informații decât am avut în toată istoria omenirii de până acum. E foarte greu să selectezi, să răspunzi unui asemenea bombardament de informații, bombardament de noutăți, care se schimbă de la un minut la alt minut și încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. E greu să analizezi, e greu să selectezi ce este mai bun, ce este bun și ce este fake, să spunem. O știre care nu este adevărată, un lucru care nu este bun, care nu se potrivește. Da? Și atunci lumea nu are timp să se adapteze și există o perioadă de derută. Oamenii au uitat să judece ei înșiși, lasă pe alții să judece pentru ei. Orice rețea de socializare, cineva deschide rețeaua, intră, vede ceva, se pare interesant, nici măcar nu citește știrea aceea, se pare interesant, dă un share și în câteva minute, câteva mii de oameni au acces la acea informație care poate fi absolut eronată, poate fi o prostie, poate fi o greșeală, poate fi orice cu conotații negative. Am ajuns cititori de titluri și nu de conținut? Am ajuns cititori nici măcar de titluri în întregime, de fragmente de titluri. Da, ăsta nu este un analfabetism funcțional? Ba da, am ajuns la chestiunea asta, pentru că dacă atunci când eram eu școlar, în clasele primare, la sfârșitul clasei a întâia, știam, nu numai eu, toți colegii mei la fel, de clasă, știam să scriem și să citim corect. Acum sunt absolvenți de facultăți care nu știu să se exprime corect și nu știu să scrie corect în limba română, ceea ce este absolut tragic. Dar mai mult am pierdut și educația în care spunea că trebuie să întrebăm de ce. Trebuie să avem o gândire critică, trebuie să acceptăm numai după ce filtrăm prin cunoștințele noastre, prin mintea noastră, ceea ce vine din exterior. Nu mai facem. Am pierdut și, dacă vreți, arta conversației. Uitați-vă la o emisiune la televizor, unde sunt 4-5 invitați, aproape tot, pe toată durata emisiunii, veți avea 3 invitați care vor vorbi în același timp. Nu se poate așa ceva. La fel, uităm să ne întrebăm de ce este așa, de ce este așa și nu așa. Uităm să filtrăm, cum am spus, informațiile și asta nu este un lucru bun. Începem să confundăm mai de mulți ani am confundat Enciclopedia Britanică cu Wikipedia. Sunt lucruri diferite, total diferite. N-am nimic împotriva Wikipediei, bineînțeles, dar Enciclopedia Britanică este altceva. După cum cultura. Ne place să vorbim despre cultură, unora dintre noi cel puțin. După cum cultura nu se poate lua de pe internet, din rețelele sociale, nu. Cultura se ia din cărți, trebuie să ai o carte în mână, să o răsfoiești, să citești, să te întorci înapoi cu 4-5 pagini ca să revezi un pasaj și așa mai departe, așa îți faci cultura. După aceea, erudiția poate apărea în momentul în care ai o bază, o cultură serioasă, solidă. Și atunci erudiția se poate obține, se poate dobândi, dacă vreți, prin intermediul calculatorului, prin intermediul datelor pe care le culegi, pe care trebuie să știi să le selectezi. Revenind la acel procent îngrozitor de 26%, eu mă îndoiesc că este așa. Nu pot să cred că am ajuns atât de jos. Și eu cunosc oameni tineri, și eu predau, mă întâlnesc cu studenții, cu doctoranzii, vorbesc cu ei,
Una este să răspunzi rapid la o întrebare fără să te gândești foarte mult și alta este să cauți să te întrebi pe tine care este adevărul, care este răspunsul corect la acea întrebare. Și dacă i-am lăsat să se gândească, să știți că ar fi cel puțin dublu procentul de tineri care mai cred în țara asta și în viitorul ei. Dar, da, învățământul a coborât peste tot. Defilăm acum cu cancel culture. Sunt o mulțime de fenomene. Negăm trecutul. Vrem să rescriem istoria. De ce? Istoria cu bunele și burelele ei este istoria omenirii, este istoria fiecărei țări în parte, fiecărui popor, așa încât nu totul poate fi rescris, nu totul poate fi schimbat după niște interese care, de fapt, nu sunt corecte. Da, dar, încă o dată, cred că România este mai puțin atinsă de aceste rele ale societății moderne decât sunt atinse alte țări. Domnule profesor, ascultându-vă, îmi aminteam ceea ce spunea tot Ion Heliade Răbulescu, și anume faptul că ultimul său gând, înainte de a închide ochii, era îndreptat tot către identitate, către limbă și către acest ideal românesc. Și îmi permit să spun că, practic, ceea ce ne-a consolidat pe noi au fost două elemente, credința și limba. Pare-se că astăzi și credința și limba sunt ocultate. Cauzele, motivele par să ne scape, dar efectele le constatăm cu toții. Referindu-ne la identitate, avem în vecinătatea noastră un conflict care ne-a demonstrat că un popor se poate revendica și poate deveni, se poate naște sau renaște precum pasărea Phoenix atunci când provocările sunt abitire. Și mă uitam la modul în care ucrainienii au reacționat în fața invaziei rusești. Prezența noastră astăzi nu este întâmplătoare. Sunt mai multe motive pentru care noi astăzi ne aflăm împreună. Unul dintre ele este și faptul că luna martie pentru noastră reprezintă o lună aniversară și vă felicit pentru acest lucru. Mulțumesc! Vă spun la mulți ani! Un al doilea motiv este că după mamă aveți origini ucrainene. Și nu pot să nu vă întreb, domnule profesor, ce simțiți privind la ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră, dat fiind faptul că, iată, acest popor a dat o lecție prin oamenii săi simpli, o lecție despre ceea ce înseamnă unitatea. Unitatea fundamentală. Pe care noi, așa cum am spus, pare că o cam scăpăm. Da, am să răspund întâi la o afirmație a dumneavoastră apropo de Ion Heliade Rădulescu, primul președinte al Academiei Române, și de spusele lui. Și am să vă aduc în zilele noastre la ce s-a întâmplat în Academie acum câteva luni, când domnul academician Dan Berindei ne-a părăsit. Ne-a părăsit la vârsta de 94 de ani. Ei bine, cu 2 ani înainte de dispariția lui, el încă era prezent la adunările generale ale Academiei Române, încă își pregătea intervenții extrem de solide și extrem de pline de substanță. Și n-am să uit că în ultima sa intervenție, care a fost o comemorare a unui eveniment în Academia Română, a luat cuvântul, a fost aplaudat 2-3 minute în șir, ca de obicei, dar înainte de a pleca de la pupitru, a spus: știți, pentru mine singura mea dragoste a fost
România. Asta apropo de ce a spus înainte, cei 26%, din cauza asta nu pot crede că sunt numai 26%. Bun. Revenind la întrebarea legată de Ucraina. Mama mea s-a născut la Cernăuți în 1922, din părinți ucrainieni, care a făcut școala în limba română, în casă se vorbea ucraineană, română, poloneză, germană, ucraineană. Da? Deci toate limbile acestea, Cernăuțul era o zonă cu multe, multe naționalități și n-a trăit sub ruși nici măcar o zi, pentru că a venit refugiu și mama a plecat împreună cu părinții ei. Sora ei mai mare era deja în România căsătorită cu un român și mama și cu părinții ei au plecat cu 2-3 valize și cu ceva ce mama mea n-a vrut să părăsească acolo, un pian. A venit în România, apoi a început facultatea în România, n-a mai ajuns în Ucraina niciodată înapoi. Eu, copil fiind, mă jucam prin casă, eram cu bunica, bunica avea o prietenă care era poloneză, tot din Cernăuți, și care venea, croșetau împreună, coseau ceva împreună și vorbeau în poloneză, în ucraineană, în germană, în română. Și atunci eu am învățat ucraineana foarte bine din cauza faptului că, datorită faptului că știu ucraineana, mă descurc în toate limbile slave, și în limba rusă, și în limba cehă, și în sârbă, și în bulgară, mă pot înțelege cu ei și evident mă doare faptul că în Ucraina se întâmplă ce se întâmplă acum. Mă doare mai mult prin însăși faptul că am avut ocazia zilele astea să vorbesc cu niște ucrainieni care au fugit de acolo, 3 doamne cu 2 copii, și care erau găzduiți de o colegă din Institutul Petru Poni și care nu se puteau înțelege cu gazdele lor. Și atunci colega mea m-a pus mâna pe telefon, m-a sunat și am fost translator din ucraineană în română și din română în ucraineană. Dar m-a impresionat enorm de tare durerea acelor femei, care au început la un moment dat să plângă în hohote la telefon. Bun, în rest, da, Ucraina este o țară tânără care își caută încă identitatea. Întotdeauna țările tinere sunt mai naționaliste decât cele care au mai multă experiență, dacă vreți. Nu înseamnă că nu există greșeli pe care le fac ucrainienii, de fapt, politicienii ucrainieni, inclusiv față de minoritatea română din nordul Moldovei, care este la ei, la ucrainieni. Nu-mi plac nici nedreptățile, vedeți, orice război, până la urmă este dus de cei mici, de cei săraci, de oamenii de rând, care plătesc toate costurile războiului. Așa se întâmplă și acum. Sunt foarte mulți ruși care suferă din cauza acestui război și care încearcă să se revolte și să oprească acest război. Nu este drept în momentul în care un dirijor rus nu mai poate dirija în străinătate. Nu este drept când baletul la Bolshoi Teatr, care este celebru în lumea întreagă, este interzis pe scene străine. Da, dacă mergem pe acest principiu, atunci ar trebui să... Și mă rog, am înțeles că Dostoievski și Tolstoi au fost scoși din diferite universități. Astea sunt greșeli, sunt greșeli mari. Da, pentru că dacă scoatem pe Dostoievski, pe Tolstoi, dacă îl scoatem pe Repin, pe Aivazovski, dacă îl scoatem pe Tchaikovsky, da, din bunul cultural universal, pe atunci trebuie să-l scoatem și pe Goethe, și pe Schiller, și pe Beethoven,
Scoatem și, și mari actori, mari actori, mari compozitori francezi și englezi și italieni, italienii, foarte mulți, pe mari scriitori de peste tot. Ce facem, epurări? Am mai avut epoci în istoria noastră în care se ardeau cărțile. Nu cred că vrem să revenim la așa ceva. Din cauza asta m-au bucurat câteva lucruri. M-a bucurat empatia pe care au manifestat-o oamenii de la noi, primindu-i pe ucrainieni în casele lor, oferindu-le adăpost, oferindu-le hrană, oferindu-le bani, oferindu-le transporturi gratuite. Asta este o chestiune care ne înnobilează. E un lucru bun. În același timp m-a bucurat și reacția Academiei Române, care a publicat un apel în favoarea păcii. Cred că Titulescu, da, Titulescu spunea, atunci când se începe un război, trebuie să te gândești deja să clădești pacea. Din nefericire, până la apelul Academiei Române, care îndeamnă la pace, la convorbire de pace, la înțelegere, la încheierea războiului, eu nu am mai văzut luări de cuvânt nici în România, nici în străinătate, luări de cuvânt ale politicienilor, care să spună, haideți să gândim pacea, haideți să organizăm pacea, haideți să facem în așa fel încât să nu mai moară oameni. Și asta mi se pare o greșeală foarte mare, foarte mare. Și un lucru de neiertat al clasei politice. Domnule profesor, vorbind despre elementele care ar trebui să ne unească ca popoare, ca popor, trag concluzia că elementul care, de fapt, stă întotdeauna la baza acestei reconstrucții este cultura. Cultura pe care, de multe ori, o punem după colț, considerând-o mai puțin importantă, dar care, iată, își dovedește utilitatea exact în aceste momente de criză. Și întotdeauna, oamenii de cultură sunt cei care găsesc punțile de dialog. Politicienii au interese. Omul de cultură însă are un alt interes și anume acela de a clădi. Și dând timpul înapoi, gândindu-mă la istoria familiei dumneavoastră, n-am putut să nu remarc faptul că doi din înaintașii noastre au fost președinții ai Academiei Române. În momente grele, în momente tensionate. Da. Iată cât de importantă este această continuitate culturală, domnule profesor. Întâi, cultura într-adevăr unește. Cultura nu are granițe, nu prezintă pașaport la frontieră. Deci cultura trebuie și să aparține tuturor și ne aparține tuturor. Cultura este universală. Și cultura, într-adevăr, ar trebui să fie elementul de unitate pe care să-l vedem în fiecare zi manifestându-se. Referitor la familia mea, am descoperit foarte târziu, din niște memorii, să spunem, ale bunicului meu din partea tatălui, că eram o rudă îndepărtată, dar o rudă cu Ioan Simionescu, care a fost președintele Academiei Române, de fapt a murit în timpul mandatului, înainte de încheierea mandatului său, în 1944. A fost geolog, geograf, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, rector al universității, coleg de bancă cu Iorga și prieten cu Iorga până la dispariția primului. Apoi, tatăl meu, când era tânăr, mergea la conferințele pe care le ținea Ioan Simionescu la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, la Ateneul din Iași pe care l-a sprijinit și l-a și finanțat un număr de ani, fără să știe, evident, că erau din aceeași familie, să spunem, de undeva mai pe departe.
un lucru interesant și drăguț, ca să vedeți că lumea totuși este mică. Ion Simionescu a avut o fiică, Cecilia, pe care a trimis-o să studieze în Franța. Ea a cunoscut lumea bună din Franța și s-a îndrăgostit, printre altele, de bucătăria franceză. A venit în România, s-a căsătorit cu un domn care se numea Zapan. Eu am învățat la admiterea la facultate, pentru admiterea la facultate, din chimie, manual care era scris de Beral și Zapan. Acest Zapan de care vă vorbeam, Ion Simionescu avea și o editură, editura Cartea Românească, și atunci fiica lui, care vroia să scrie o carte, o carte de bucate, și-a schimbat numele și a publicat cartea în editura tatălui ei. Cartea era o carte de bucate, așa cum am spus, și fiica și-a schimbat numele în Sanda Marin. Bunicile noastre și mamele noastre chiar au avut cărțile lui Sanda Marin pe masa de bucătărie ca să gătească pentru întreaga familie. Apoi, da, tatăl meu a lucrat, a fost cel mai tânăr membru la un moment dat, membru al Academiei Române. A fost președintele filialei Iași al Academiei, 15 ani, 20 de ani. A fost vicepreședinte al Academiei Române, tot așa, mai bine de 10 ani. Și timp de 4 ani, în niște împrejurări foarte grele, președinte neales al Academiei Române, au fost 3 vicepreședinți care s-au succedat la conducerea Academiei, blocând cumva alegerile în Academie pentru a nu permite intrarea oamenilor pe care îi dorea partidul în Academie. Ultimul care a intrat a fost Ștefan Wojtek, care a fost timp de mulți ani președintele Marii Adunări Naționale. Era un intelectual, dar fusese trimis pe criterii politice și oricum n-avea meritele necesare pentru a deveni membru al Academiei Române. Și atunci cei 3 vicepreședinți s-au schimbat la conducerea Academiei. Tata a fost unul dintre ei. Și da, cred că asta aș putea spune despre acest aspect, dar într-adevăr, eu am privit întotdeauna, de mic știam, când tata nu era încă membru în Academie, de mic știam că Academia este ceva foarte, foarte, foarte important și ceva mare, ceva unic în peisajul științific-cultural românesc. Domnule profesor, pentru că suntem la o emisiune de spiritualitate, cultura este ceea ce hrănește spiritul, hrănește sufletul. În ziua de astăzi, însă, sufletul pare să că devine prea puțin important în discuțiile mari. Până și la nivel economic, omul este văzut mai degrabă ca o unealtă, ca un mijloc de a produce. La suflet ne gândim prea puțin. Se mai întâmplă câte o situație ca în pandemie, când ați văzut bisericile erau închise și ne dăm seama că ceva în noi tânjește după acea licărire de divinitate. Oamenii astăzi pare că nu mai au timp de suflet. Da, cred că oamenii au nevoie de credință. Nu cred că putem trăi fără asta. Einstein scria la un moment dat, mi-e frică de vremea în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. Vom trăi într-o lume de idioți. Și cred că avea dreptate, pentru că până la urmă relațiile interumane sunt tot relații de la suflet la suflet la un moment dat. Nu cred că poți înlocui credința. N-ai cu ce să o înlocuiești. Ne lăsăm păcăliți de gadgeturi tehnice, uităm că datorită lor, din cauza lor, ne pierdem libertatea. Uităm că suntem supravegheați de telefonul smart,
de televizorul smart, de orice este smart în casa noastră, că ne pierdem privacy, ne pierdem ce este al nostru, ce este personal. Deci, cred că nu avem voie să ne lipsim de spiritualitate. Nu cred că putem renunța la asta, nu cred că este bine să renunțăm la asta. Dar vedeți, dar încă o dată lucrurile se petrec prea repede și atunci nu avem timp să le judecăm. Da? Să vă dau un exemplu. La 1500, Leonardo da Vinci, considerat de foarte multă lume, de analiști, ca fiind cel mai deștept om care ar fi existat vreodată, ei bine, el a descoperit atunci motorul cu abur. Era prea devreme. Și atunci motorul cu abur a fost pus în funcțiune, redescoperit de James Watt, în 1760. Motorul cu abur a însemnat prima revoluție industrială, modificare majoră, solidă, serioasă, care a schimbat mersul lucrurilor și evoluția oamenilor, omenirii. Ei bine, mulți spun că, tot așa, analiștii care studiază istoria descoperirilor, istoria științelor, tehnologiei și așa mai departe, spun că dacă l-am fi aplicat motorul cu abur în 1500, am fi fost cu 260 de ani înainte, deci acum am fi fost în anul 280 și ceva. Da? Ce s-a întâmplat mai departe? Revoluțiile au venit din ce în ce mai repede. Da, și lumea a putut să obișnuiască foarte greu, dar toate revoluțiile care vin, care au existat în tehnologie, toate, fără excepție, au însemnat și un cost care a fost plătit, un preț care a fost plătit. În momentul în care noi am introdus roboții peste tot, numai în China, șomajul a crescut cu 110 milioane de oameni care au fost înlocuiți de roboți. Bun, o parte dintre ei au fost recalificați și așa mai departe. În Europa, vorbim de Europa acum, în țările nordice a apărut o clasă care se numește, înfiorător din punctul meu de vedere, clasa oamenilor inutili. Ei există oficial, prin lege. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, la 18 ani, sau la 25, sau la 40, sau la 50, cred că m-am săturat să muncesc, m-am săturat să fac ceva și vreau pur și simplu, câte zile mai am, să nu mai am niciun fel de obligație față de societate. Niciuna. Dar nu vreau să mor. Și atunci mă duc la primărie și îmi fac actele în care declar că nu voi mai lucra niciodată și mă voi mulțumi să locuiesc într-o casă, o cameră pe care o am, să am niște bani de buzunar pe care îi primesc de la stat și nu mai am niciun fel de pretenții mari de la viață și de la societate. Repet, această clasă a oamenilor inutili este legiferată, există. În Franța se lucrează tot așa pentru o lege care să acopere această categorie de oameni, în Marea Britanie la fel. Mie mi se pare îngrozitor de trist. Ei bine, din nefericire, lucrurile au mers mai departe. Am început să lăsăm mașinile, lăsăm roboții să ia deciziile în locul nostru. În unele situații, da, pot să-mi imaginez chestiunea asta. În unele situații numai. Dar în marea majoritate a situațiilor, nu. În China s-a experimentat recent un robot procuror. Atenție! Dacă acel robot greșește, sute de oameni sau zeci de oameni pot fi pedepsiți nevinovați fiind. Nu e admisibil. Cineva mi-a dat un exemplu care mi-a plăcut, într-adevăr, și care era așa. Un oraș în care este un robot care supraveghează lucrurile ca să meargă bine în oraș și la un moment dat Consiliul Municipal
spune, bun, poluarea din cauza mașinilor ăstora e foarte mare în oraș, ar trebui să o reducem la jumătate. Robotul aude și o reduce. Cum? Aranjează în așa fel încât un sfert din mașinile care circulau în oraș, într-o anumită zi, la o anumită oră, să ciocnească fiecare câte o mașină. Asta înseamnă 50% din mașini ciocnite, nu mai pot circula, am redus poluarea la jumătate. Raționamentul este corect, dar este total inuman. Și mai există alte asemenea situații în care cred că mergem prea departe. Și mai există ceva care pe mine mă înspăimântă, realmente mă înspăimântă. Mă înspăimântă când văd oameni care se cred Dumnezeu sau care încearcă să-L înlocuiască sau încearcă să ia locul, să spunem. Este ceva care nu ar trebui să se întâmple, n-ar trebui să existe. Nu putem să înlocuim omul. În primul rând, omul nu poate înlocui divinitatea. Iar nu putem înlocui omul cu niște mașini. Da, putem colabora cu niște mașini, putem să le supraveghem, să le spunem ce să facă, să ne ajute. Da, pot lucra la 50 de metri sub apă, adâncul mărilor, oceanelor, da, în care omul rezistă cu greu și poate merge cu greu. Îl putem trimite robotul și în călătorii interstelare. Da, pentru a ne aduce informații în ce se întâmplă acolo. Da, sunt mașinile sunt bune, ne pot ajuta, trebuie să ne ajute. Dar la un moment dat, dependența de mașini și lăsarea deciziei pe mâna unor mașini este o greșeală. Uitați ce se întâmplă acum. Și este un exemplu minor, dar care are niște conotații majore. Acum, dacă vrei să-ți comanzi o mașină, trebuie să aștepți o mașină de o marcă obișnuită. Nu discutăm Ferrari, nu. Discutăm o mașină obișnuită. Da? Aștepți? De multe ori se spune, da, vă pot da, dar în 6 luni, 9 luni. Dar de ce 9 luni? Că înainte veneam și o luam. Pentru că avem nevoie de niște chipuri pe care le produce nu știu ce țară, care a hotărât să nu mai dea chipurile pe piață. Mergeți și verificați la un vânzător de mașini și o să vă spună chestiunea asta, care este absolut reală. Deci se oprește o societate întreagă sau este sânjenită în activitățile ei datorită unor chipuri pe care le produce cineva. O societate care s-a supărat pe omenire și nu mai vrea să mai producă. Până se înlocuiesc acele chipuri, mai stăm fără mașină. Am vorbit cu niște doctori, medici chirurgi foarte buni, membri ai Academiei, la creme de la creme, știți? Într-adevăr extrem de buni, și care mi-au spus, bun, în 10, 20, 30 de ani, noi nu vom mai face chirurgie. Chirurgia o va face un robot, care are precizie extrem de mare, care poate analiza situațiile foarte repede. Și am zis, bun, și atunci chirurgul. Și chirurgul va trebui să existe, pentru că el va trebui să vorbească cu bolnavul. Va trebui să explice bolnavului, să-l încurajeze, să fie lângă el, să-l țină de mână. Deci nu se poate fără chirurg, nu se poate fără om. Deci această zona dezumanizării, dacă vreți, a pierderii personalității și a pierderii naturii umane este extrem de periculoasă, după părerea mea. Dacă continuăm pe drumul acesta, rezultatul nu va fi unul bun. Vom ajunge într-o societate pe care nu o dorim. Și din nou, aș spune că România este cumva mai fericită decât alte țări, datorită unor trăsături ale acestui neam. Noi suntem mai conservatori. Suntem oameni, până la urmă, așa cum se spune, mai cu frica lui Dumnezeu. În Franța au fost făcute sondaje de opinie
și 52% din francezi s-au declarat atei. În România ai să ai 80 ceva la sută între români care se vor declara creștini. Nu practicanți toți, evident, evident, dar se vor declara creștini. După aceea noi avem încă empatie și o dovedim uneori în situații grele. În paranteză fie spus, aș dori ca această empatie pe care am arătat-o acum a ucrainienilor să o arătăm în vremuri normale și românilor. Pentru că și în România sunt oameni care au nevoie de ajutor, care sunt săraci, care n-au ce pune pe masă pentru copii și așa mai departe. Deci ar trebui să gândim și la asta. Apoi, suntem cu o anumită statornicie și cu o anumită încăpățânare. Dintre toate popoarele din această zonă a Europei, noi suntem cam singurii care de 2000 de ani nu s-au mișcat de aici. Că eram în mai multe țărișoare, mai multe provincii, că eram sub unii sau sub alții, da, dar n-am plecat de aici, am rămas aici, am avut o continuitate. Continuitate pe care ne-a dat-o și religia ortodoxă, pentru că majoritatea suntem ortodoxi, ne-a dat-o și cultura noastră și ce provine de la greci, de la romani și... Și istoria și limba, în primul rând limba, fără îndoială. Deci, cred că avem niște aturi ca să putem rezista unor vremuri pe care eu personal nu le văd foarte, foarte frumoase. Domnule profesor, în această discuție am atins mai multe subiecte și fiecare dintre aceste subiecte ar putea să constituie tema unei alte emisiuni. Cu siguranță. Aș vrea să vă rog să vedeți în acest final de emisiune o invitație pentru a dezvolta aceste teme, domnule profesor. Și pentru că suntem la final, dar ați punctat un lucru... Ați avut o linie de... avertizare mai degrabă pentru cei care ne privesc, ați transmis niște mesaje importante de trezire, dar în același timp ați lăsat și o rază de speranță și ați spus acolo că credința, limba, cultura sunt elementele care totuși ne vor ține la suprafață. Da. Da, așa este. Cred că avem niște calități ca popor, ca indivizi. Avem niște calități care ne vor permite să trecem peste vremurile astea care nu sunt ușoare. Care nu sunt ușoare și dacă vă uitați împrejur, să vedeți că nu numai la noi sunt oameni care sunt dezorientați total, dar ei există peste tot. Și există multe lucruri care nu pot fi admise, după părerea mea. Și am să vă dau un exemplu, da? Din păcate, am fost silit să văd democrația din țările Vestului în ultimii 2 ani de zile. Și am văzut câini polițiști care erau îndreptați împotriva demonstranților. Am văzut tunuri cu apă înghețată, tunuri cu apă fierbinte. Am văzut în Canada cai călcând demonstranții. Vedeți, astea nu sunt lucruri normale pentru nicio societate civilizată, cu atât mai puțin pentru o societate care clamează libertatea ca fiind un lucru absolut obligatoriu și normal, libertatea fiecărui individ. Ei bine, noi nu ajungem la așa ceva și nu cred că vom ajunge la așa ceva. Sper că nu vom ajunge la așa ceva.